dezamăgitor. Da, este o înfrângere neașteptată, sincer vă spun, nu mă gândeam la o asemenea scenariu. E o înfrângere care ne toarnă puțin plumb în picioare. La câte necazuri avem și la câte trecem, este foarte greu după acest meci. Însă au trecut acele 30 de minute care simțeam că se prăbușește pământul cu mine. Repet, nu am luat un calcul o asemenea înfrângere astăzi. Avem nevoie de aceste 3 puncte sau cel puțin de un punct, pentru că Mioveni este un pretendent clar la play-off și este o echipă foarte bună, am știut asta. Cu toate astea, eu sunt optimist că vom reuși să prindem play-off-ul în extremis. E musai să facem, să câștigăm meciul de la Bistrița. Eu zic că echipa astăzi putea să câștige acest meci. Nu știu, a fost așa un meci ciudat, un meci care nici acum nu vine să cred că l-am pierdut. Atât de bine am început și simțeam că putem să câștigăm, însă așa a fost. Ce s-a întâmplat? Ce v-a făcut? Nu, am avut o discuție, am avut niște reproșuri, acolo o chestiune internă. Ne-am descurcat toți, pentru că și pentru ei a fost o lovitură. Nici nu concepeam să nu câștigăm astea 3 puncte. Și vă dați seama că ne apasă această înfrângere și nu a fost un scandal mare, a fost așa o mică repriză de reproșuri și de... De ambele părți, reproșurile? A, nu, au pus niște reproșuri între ei și eu am fost mai mult să-i despart. Arbitru? Nu, arbitru nu are nicio problemă. Arbitru, deși mi-a refuzat un penalt, e clar, la scorul de 2-2. Neserios de tot acest băiat. Dar, până la urmă, putem spune că nu din cauza arbitrajului am pierdut meciul. Și nici de la Mioveni, chiar dacă stic pe părtă, nu am meritat, nu știu, a fost o înfrângere aia ciudată. Dacă la Vâlcea, într-adevăr, a jucat foarte prost, dar astăzi zic că am jucat pe alocul foarte bine. Eu sper totuși ca să ne revanșăm la... Mai avem câte meciuri? Mai avem 4 meciuri, nu? Sau 5? 4. 5, că meciul cu Ori nu s-a disputat. Deși am văzut că cei de la Ori și-au pus prin clasament că iau 27 de puncte. Să știți că iau 24 și 100% meciul se va juca, cu adevărat. Deci meciul cu Ori se va juca, deci mai avem 5 meciuri. Trebuie, părerea mea, trebuie minim 9 puncte ca să intrăm în play-off. Eu zic că se pot realiza, deși după această înfrângere se poate spune că s-a declanșat alarma. Ar fi o mare tristețe să nu intrăm și o mare nerealizare să se ratăm play-off. Deja au avut speculații că înfrângerea pe care nu avea să mai vedem de la Bistrița. Nu cred. Nu știu. Probabil că Bălașa nu se va vedea la Bistrița. Nu văd cine. Așa e posibil ce de învăr. Ioșanu trebuia să fie titular asta și el a fugit din la echipă. A zis că nu joacă, că nu știu ce probleme are. Deci a mai fost maestru, mai cu timpul mai cade câte unul, și cum se spune. Sunt caractere și caractere. Dar dumneavoastră, dacă aveți informații, eu nu le știu, chiar nu le știu. Dumitru, la unde sunt suporterii care umpleau stadionul la meciurile cu Steaua, Dinamo, Elis? Deci de mii de suporteri. Vă dați seama că sunt și nemulțumiți de nivelul la care jucăm. Și suporterii, că o tem și spuse, sunt suporteri mai mult de rezultat. Când merge greu la echipă, nu prea să omoară să vină. Asta e chestiune de mentalitate și de felul de a fi suporteri în România. N-ați văzut pe cei de la Craiova, ei protestează acum că nu știu ce vor să facă, că dacă vine, nu vine mai bine decât să vine să înjură. Dar această mentalitate, eu zic că nu avem motive să fim supărați pe ei, pentru că nici noi nu am dat prea multe satisfacții. Însă, echipa avea nevoie de ei astăzi. Așa stă toți în spatele tastic calculatorului și are soluții mai bune, are idei, are tot timpul suporterea au dreptate în ceea ce vor să facă. Dar ar fi bine să ne onoresc pe noi cu prezența puțin mai mulți ca să ne ajute acum când e greu. Pentru că când ne va fi bine, sunt convins că o să fie ajute noi.